Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 49 de ani din comuna Pănoarele. Acesta a fost strivit de un buldoexcavator. Deși salvatorii au încercat să-l mențină în viață, eforturile au fost zadarnice. O persoană a fost prinsă sub un utilaj în localitatea de Luren din comuna Pănoarele. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri din cadrul Gărzii Baia de Aramă, cu o auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor, persoana se afla în stare de inconștiență. Salvatorii au acționat pentru extragerea acesteia, iar după ce persoana a fost extrasă, i s-au efectuat manevre de resuscitare de către echipajele SMURD și SAJ. În cursul zilei de ieri, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei persoane surprinse sub un utilaj în localitatea de Luren din comuna Pănoarele. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri din cadrul Gărzii Baia de Aramă cu auto specială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. Din nefericire, bărbatul în vârstă de circa 49 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat de către medicul SAJ. În acest moment este în derulare o anchetă pentru a se stabili împrejurările și cauzele producerii acestui eveniment.